Deci, unde te simți mai bine? Sunt două etape foarte diferite ale vieții mele. La asta am ajuns la 20 de ani, eram un copil. A fost o perioadă foarte bună în care, practic, în prima, primele șase luni eram golghetul echipei. Aveam șapte goluri după primul tur de campionat, dacă nu mă înșel, la 20 de ani. Au a a venit de la Iași. Nu? De la Bacău. De, de la FCM Bacău. De la Bacău a, exact, de da. la Bacău. A urmat acel meci fabulos cu Valencia. În schimb, la Dinamo vin după o perioadă în care mă mai maturizasem, trecuse câțiva ani peste mine. La Dinamo, din fericire, am ieșit golgheterul campionatului. A fost, am făcut parte dintr-o generație foarte frumoasă alături de Tamaș, de Moții, de Lobonț, Marius Zicolae, Dănciulescu, Bratu, Adrian Cristea, Boștin, Torje. Și mă bucur că am putut să să joc alături de, de fotbaliști importanța ai fotbalului românesc. Cu care ai rămas mai prieten dintre ăștia? Să știți, ne-am văzut că sunt prieten cu, cu, ambele aripi, ca să spun așa. Ambele tabere. Ambele tabere, da. Noi suntem legați de steaua, de FCSB, mă rog, sau cum vreți să-i spuneți. Dar azi. care e? Care e nu, pentru mine FCSB rămâne echipa etanului. La care și... ai jucat și tu. Da, da, da. da. Acum deci, că cealântă... părere, Da, asta esteu. Da, n-am nicio problemă. Nu cunosc partea juridică și n-aș vrea să intru în niciun detaliu, dar totuși Gigi Becali e cel care reprezintă Steaua, din punctul meu de vedere. Eu îi respect pe cei de la CSA, Ogăraru și Oprița sunt acolo și Gabi Boșna, dar mie mi se pare totuși că FCSB e cea care uh, a jucat în cuple europene. Și scuzați-mă că vreau să, să continui, de da? Deci sunt apropiat și de aripa FCSB Steaua, fiindcă îl avem pe Mihai Neșu care rămâne prietenul nostru și datorită lui ne vedem foarte des. Sunt apropiat și de foarte mulți jucători de la Dinamo cu care mă văd destul de des, cu Moții, cu Marius Nicolae, cu Dănciulescu. Pe Moții mai stăm Unde... aici când nu stăm mai da, mult în suntem, Bulgaria. Dacă vă spun, suntem chiar vecini, ușă în <laughs> Unde locuim voi? Undeva în zona Piața Muncii. Suntem vecini de scară, vecini de, de apartament. A, e interesant. da. <laughs> mai că el bănuiesc că stă mai mult în Bulgaria. Nu? Este director sportiv, de da, la Ludogoreț și, vine foarte des pe acasă. Când la vine... Rasgrad. Da. Bine, da. de la Răzgrad până la da. București. Pulhac, cam... iar este Cristi Pulhac. Cam hack. cât fac eu de la Chiajna până la redacție. Da. <laughs> Răzgradul e aici. <laughs> da. Uh, bun, deci să înțeleg eu, dacă înțeleg bine, că ai rămas mai aproape sufletește de Dinamo. Fiind în acest proiect, e clar că sunt apropiat și de acest club, dar vă repet, mie mi-a plăcut întotdeauna să las un loc de bună ziua și colegii cu care am lucrat, am lucrat, am jucat, au, au, au avut întotdeauna respectul dar meu. Tu și ai fost. Imaginea ta e imaginea unui fotbalist sau unui atacant echilibrat, adică un, un om civilizat, fără excese, în banca lui care știe da. interesul, care... Da, de-aia am și jucat până la 38 de ani, de-aia am, probabil am și azi la 421 de meciuri, fiind unul din... Era să zic mulți înainte, dar nu da, da, mai -am poate. Uh, pentru mine a contat foarte mult și uh, ca jucător trebuie să te adaptezi și în funcție de grup, de club, de club, de filozofie, acelui club și așa mai departe. Bun, apropo de FCSB, că spuneai mai devreme, că e echipa la care ai jucat tu, pe care tot amenință că se retrage. Crezi că ar fi o pierdere reală? Am mai spus-o de multe ori. dați voi o să. El, dumnealui, a spus-o de multe ori că se retrage și nu da, a făcut-o. Da, cred că îi va fi foarte greu să se retragă. Ei va fi foarte greu, fiindcă a pus foarte mult suflet, a investit foarte mulți bani. De multe ori cred, am senzația că și datorită lui fotbalul, fotbalul românesc am continuat. În ce relație? Ai avut relații așa cât de cât mai... După ce am plecat, am mai discutat la telefon de câteva deți, dar nu foarte des. Nu, nu ne-am mai văzut. Adică eu am de plecat de la Steaua... în care jucai, vreau să zic. Da, eu am plecat de la Steaua din, în 2006. 2006. Dar, întâmplător sau nu, mi a mai cerut păreri legate de anumiți colegi de-a mei pe care vrea să-i transfere. Și bineînțeles că am încercat să-l să-i dau cele mai bune păreri. Crezi că a adus vreunul la sfatul tău? Păi cam toți jucătorii pe care i-a luat de la Iași, vă spun sincer că pe Dumnezeu lui m-a întrebat. Și aici mă refer la Panțăru, mă refer la Ceaca, mă refer la Golubovici, chiar și la Ștefan Târnovanu, pe care l-a adus portarul, portarul titular. Actualul portar. Actualul titular. portar, bun. da. Portar Bun. Portar foarte bun. Pot să spun că l-am crescut, atât pe el cât și pe Răzvan One. Erau doi jucători tineri care, înainte de antrenament, veneau cu mine și cu restul jucătorilor. Mai jucam un fotbal tenis, ne încălzeam. Ne... Și au fost, au fost băieți modești care au ajuns, au ajuns departe. Și mă bucur foarte mult, atât pentru One, care este fundaj dreapta la Rapid. Bine, a rămas cu... Da, cât și pentru Ștefan. Cu...